UTCP. Viitorul e al tău, noi punem temelia. UTCP. Construim pentru România. UTCP. Universitatea de Construcții București. Salutare, numele meu este Alexandru Năfureanu și astăzi continuăm să documentăm seria de șantiere și de obiective de construcție. Alături de noi este domnul Ioan Paul, care a avut bunăvoința să ne însoțească în această vizită. Mulțumim mult pentru asta. Mulțumesc mult pentru invitație și face mare plăcere să fiu astăzi de aici împreună cu dumneavoastră. Haideți să vedem ce a presupus toată construcția, să intrăm și să vedem. E acolo să spunem puțin o publicție, cam cum a început. Ar fi bine, da, eventual un pic de istorie. Da, să le spunem că tot a început în 1904, da, de arhitectul Daniel Renard, după care s-a și executat fundațiile. Fundațiile sunt la 4,30 m sub cota de călcare a subsolului. S-au executat cea mai mare parte a fundațiilor din 1904 toamna. S-a schimbat arhitectul și a venit arhitectul Petre Antonescu, care e un mare arhitect al românilor, care a continuat ceea ce începuse Daniel Renard și a terminat partea de subsol. După ce s-a terminat și partea de subsol, da, a devenit înapoi primul arhitect, Daniel Renard, și a continuat ideea pe care a avut-o inițial și s-a realizat această construcție superbă, care este una dintre cele mai frumoase construcții din Constanța și din România. De ce nu din România? Da, da. Evident că este una așa. Și cu o istorie extraordinar de frumoasă și de zbuciumată. Încă de la terminare, încă din 1909, Ilie Radu, care e mare inginer constructor, a venit cu ideea să fie extinsă, astfel încât să aibă loc și pentru restaurant și pentru depozite. Și în partea de partea stângă de-a noastră, da? S-a extins cu încă o zonă de 11 metri lățime, care acum se consolidează, a rămas ultima parte care se consolidează. Și recepția construcției a fost în 1910, dar tot s-a mai lucrat la ea. În timpul exploatării s-a constatat că terasa care era pe partea spre mare nu putea să funcționeze, nu putea să fie exploatată decât o mică perioadă din an. Și din cauza aceasta s-au gândit, haide să mărească suprafața construită și să adăpostească și terasa și s-a mai construit un etaj și pe zona respectivă, pe stâlpii metalici care ai terasei. Și s-a realizat o sala oglinzilor, s-a mai numită sala de festivități, care a înglobat stâlpii metalici și s-a realizat un plașeu din beton armat, da? Pe de vreo 250 de metri pătrat suprafață, care rezemă numai pe conturi, ceea ce era o performanță foarte mare pentru vremea aceea. Trebuie spus că proiectul de beton este făcut de marele nostru inventator, Gun Constantinescu, care este considerat de către englezi ca 11 inventator al lumii. El care a inventat și efectul solicității și cutia de viteză mobilă, deci mai bine automată, s-a plimbat prin București cu o mașină făcută de el, o ții ca un țigaret așa, era ca formă, și care a realizat și primul concept, da, de beton din punct de vedere de practică a betonului. A realizat și prima construcție integrală din beton, care este Ateneul Român. Deci revenim aici, deci toate elementele de beton sunt proiectate de domnul Constantinescu în sistemul cunoscut de atunci, la care etrierii erau din plat benzi și nu din oțel rotund, cum este acum, destul de deși erau pus, și care a avut o comportare, betonul, mai puțin favorabilă decât celelalte elemente de construcții care au fost folosite, sau materiale de construcții care au fost folosite, cum a fost cărămida și metalul. Ajungând la metal, trebuie să spune că partea de metal a fost făcută de Angel Salini, deci proiectat de dânsul. Tocmai se mai spune că Angel Salini, pe vremea respectivă, era și ministrul lucrărilor publice și motiv pentru care el a acceptat, a dat avizul ca planșele să fie din beton, și pe vremea aceea era o mare noutate. Primul planșel de beton fusese făcut în 1904 de Ilie Radu. Deci aceea mai dau timp de 4-5 ani, care este o inimica toată, dar au fost primele planșele făcute aici, dar care erau un sistem compozit, ne-a putea spune așa. Prin faptul că aveau grinzi metalice,
cu beton așezarea tarpă inferioară a gliselor metalice, gliselor metalice mari, cu înălțime de 300-360 de milimetri, INP-uri numite astăzi, da? Peste care se așezau straturile de finisaj, care erau extraordinar de frumoase și erau numai materiale de foarte bună calitate. Din punct de vedere al comportării, deci s-a comportat foarte bine la acțiuni gravitaționale, s-a comportat foarte bine la acțiuni seismice, nu s-a comportat deloc bine la nepăsarea noastră, s-a fost lăsat în paragină cu vreo 10 ani, 15 ani după știința mea. Și atunci s-a început să se degradeze foarte tare prin accesul direct al condițiilor meteorologice, a apei meteorice în elemente de beton. Deci, din cauza aceasta, au fost multe elemente care au trebuit să fie demolate și refăcute în acest motiv. S-au stricat în urma acțiunilor climatice. Evident că s-au stricat și datorită faptului că au îmbătrânit. Pentru că și betonul și alte materiale, ca orice material din asta, îmbătrânește. Betonul îmbătrânește destul de rapid, să spunem așa, la scară istorică, cam la 60-70 de ani el îmbătrânește prin carbonatare. Carbonatare este reacție chimică care produce și apă. Dacă produce apă și beton armat, corodează armătura. Dacă corodează armătura, când corodează, își mărește volumul. Dacă își mărește volumul, atunci nu face altceva decât expulzează betonul. Da? Și în momentul acela, practic, spui problema ce mai faci cu elementele de beton. Le poți consolida sau trebuie să le demolezi? Da? De cele mai multe ori se alege ideea de a fi demolate și refăcute prin faptul că dacă vreau să le consolidez, înseamnă că trebuie să păsez elementul acela care este inert, da? Într-un masiv de beton care îngreunează structura foarte mult și trebuie să fim atenți ca masa construcției să crească puțin, dacă putem să scădem greutatea construcției, astfel încât să o consolidăm prin ușurarea masei. Nu că știm că forța egală cu masa o accelerația. Dacă masa e mai mică, greutatea construcției e mai mică și forța seismică e mai mică. Deci, practic, noi am consolidat-o dacă o mișorăm greutatea. Da? Asta e un concept care a trebuit să știm orice inginer constructor. Și din cauza aceasta, la școală, da, a trebuit ca să nu se mai facă din groțimi din condiții de acustică, ci numai din condiții de rezistență și deformabilitate, da? Restul nu contează. Stabilitate și deformabilitate. La planșer, stabilitatea nu prea. E un plac plată care se transformă într-un lățișor. Că știți că un plașeu bine făcut nu poți să rup niciodată. Da? Prin faptul că se transformă pe principiul lățișorului, da? Și rămâne agățat. Niciodată nu se cadă. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, în România nu vom avea niciodată o astfel de situație. Acum, haideți să intrăm să vedem și ceva din interior, da? Clădirea n-a arătat inițial așa, nu? A spus că clădirea, zona aia a fost adăugată ulterior. Deci, uitați, dacă ne uităm de aici, era simetrică. Clădirea era simetrică. Deci, partea din stânga, acea curbă, a fost adăugată ulterior. Mai în 1985-87 s-a făcut și o intrare la subsol, da? Pentru ca să ducă, aici era amenajat un restaurant foarte renumit, și trebuia să ajungă cu produsele la nivelul social. Da. Haideți să intrăm atunci. Haideți să intrăm. Aici suntem în zona de intrare, practic. Intrarea principală, care este un portic de o proporție absolut desăvârșită, de o frumusețe incredibilă, realizat din strâpi de beton, dar care sunt din beton nearmat sau armat decât cu o singură bară FI-32, FI-40 în centru, pe care cu mare greutate a reușit să descoperim prin faptul că am venit cu instrumentele specifice activității noastre, cu pacometru, și nu despistam nimic. Și atunci a trebuit să dăm o gaură într-o parte în alta și abia atunci am găsit gaura respectivă în zona centrală. Deci, stâlpul acesta, din punct de vedere static, da, este o bară dublu articulată reală, nu numai în calcul, ci și în realitate. Și aici, da? Așa cum o modelăm într-un program de calcul. Bara aceasta monumentală, care este reprezentativă pentru casino, este în toate imaginile cu casino, este și ea prezentată, și care, spre surprinderea noastră, nu are de desubt un zid pe care să rezeme. Planșeul acesta este realizat din grinzi metalice cu borțișoare. Scara a fost realizată rezemând pe borțișoare respective. Atât de bine a fost realizată încât nu am găsit nicio fisură, nicio crăpătură în toată scara, cu toate că este de 100 și vreo
23 de ani. 20, da. Da, 2010, 2013 ani. Planșeul, în schimb, a trebuit să-l consolidăm, deoarece grinzile metalice au le-am găsit foarte corodate. Deoarece cărămida, da, porțiunea de cărămidă, au ținut umiditate și au corodat inima grinzilor. Când întâmplător am stat de descoperit lucrul acesta, a trebuit să luăm decizia ce să facem. Să le înlocuim sau să le consolidăm. Singurul lucru a trebuit să le înlocuim și să le facem. De data aceasta n-am mai reușit să le facem cu borțișoare de cărămidă, ci cu placă de beton, dar tot pe profile metalice. Deci soluția inițială s-a păstrat. Din seara asta? Da, bine, aici sunt fiecare are câte o poveste, câte un lucru interesant. Faptul că toate stucaturile care le vedeți aici sunt realizate în șantier. În această încăpere era atelierul de macheta, să numim așa, era atelierul în care s-au realizat pe timp de iarnă toate ornamentele acestea, se luau modele, se luau mulaje și se realizau. Dacă ne uităm în spatele dumneavoastră, o să mai și găsiți, da? Uitați, deci elementele care vor urma să fie montate. Și iar dacă ne uităm că aici planșeul a fost consolidat și a fost și realizat finisajul, care este absolut superb, atât că se vede că se prinde praf și se lucrează. Pe... Ce este marcat acolo nu este bine șlefuit. Și atunci artistul, nu mai este inginer artistul, da? Vine și marchează, da? Astfel încât cei care își depui să insiste mai mult acolo și să trateze cu anumite substanțe pe care nu le cunosc, astfel încât aspectul să fie același pe toată suprafața. Aici, practic, e zona adăugată ulterior, nu? Nu, mai încolo, mai după merge, peretele mai după, exact după perete, da, da. Stâlpii aceștia, da, sunt tot așa, cu o singură bară de armare la mijloc, de fi 32, 40, da? Și uitați ce frumos sunt, ce ornament frumos, care se vor îmbrăca în stuc o marmură. Da. Stuc o marmură ce e? Stuc o marmură este un sistem extraordinar de inteligent de a-ți crea senzația de marmură. Când pui mâna pe ea, cu mare greutate îți dai seama că nu este marmură. Da? Prin faptul că este rece. Dar dacă ții mâna mai mult, se încălzește. Dar când o atingi, este ca o marmură. Se poate lustrui, poți să-i dai formă, dai orice culoare dorești. Când o să mergem, o să ajungem spre ieșire, o să vezi că s-au și început să se monteze, s-au și făcut mulajele și s-au și turnat, da, o parte din coloanele respective ca să fie îmbrăcate în stucomarmură. Trebuie să spun că sunt foarte puțini specialiști care mai știu să facă lucrul acesta. Dar este o meserie care, din nefericire, se pe cale de dispariție. Toate elementele acestea, toate stocurile acestea vor fi îmbrăcate tot așa în stuc o marmură. Ce vreau să vă să remarcăm, că peste tot întâlnim metalul, da? Uitați și aici, a fost aici un gol care are un boiandruc metalic și care s-a comportat foarte bine, după cum se vede, nu este corodat și faptul că este dat cu minim de plumb. Erau tratate, deci toate elementele metalice cu minim de plumb, care era extraordinar de bun solvent, sau mai bine, nu solvent, protecție anticorozivă, da? Care după 100 și ceva de ani încă se vede culoarea, se vede grundul pe profilele respective, se vede acela rozeu, așa, culoarea cărmizie. Motiv pentru care și în pod, dacă o să reușim să ajungem, o să vedeți că toate sunt la fel. Bine, că acum în pod s-a făcut curățirea lor până la luciu metalic, dar cred că mai sunt și zone pe care se mai sunt așa cum le-am găsit atunci când am început să facem expertiza aici. Aș vrea să mergem acum de la pe terasa, da? Pe care, nu, aici nu, suntem sub terasă, în dreapta aici, suntem sub porticul dinspre mare, care era simetric cu cel de pe fațada principală. Aici e mai greu să putem remarca structura, deoarece sunt schelele montate, dar v-aș ruga să filmați într-o zonă în care se aplică finisajul, deci mai în spate, mai încoace puțin, dacă veți reuși să prindeți imaginea,
Am acolo o schiță finisajului. Poftim? Avem acolo o schiță finisajului. Da, finisaj, exact, așa este, da? Da, cum va fi în final. Și uitați acolo cum se aplică foița de aur pe elementele și mai îndreapta și acolo și mai îndreapta, da? Da, pe ornamentele realizate din Ipsos cu clei de oase. S-a revenit la sistemul, la adezivul cel mai bun, da? La clei de oase, s-a renunțat la toate celelalte improvizații care nu dădeau rezultate. Aracet, rășină epoxii, etc., etc. S-am întors înapoi la clei de oase, care și resistență în timp îmbătrânește și nu îmbătrânește din experiența noastră, da. Câte din ornamentele astea le-ați găsit la momentul intrării în șantier, ca să zic așa? Foarte puține, dar bine că am găsit din fiecare. Și atunci am putut să le replică. S-au putut replica. Da, da, da. Știți, da. Da. Aici sunt meșteri, da, și sunt artiști specializați în fiecare zonă și în componente artistice, de exemplu de piatră, de metal, pictură și toate celelalte elemente care se fac parte din componentele artistice a unei construcții. Sticlă. Ați văzut, o să vedem vitraliile realizate la cele două scoici. Propun să mergem puțin la subsol, pentru că este foarte interesant să vedem grinzile metalice realizate de Angel Salini. Asta este zidăria inițială, nu? Este zidăria inițială. Acelea sunt blocurile făcute inițial, fundațiile făcute inițial după proiectul lui Daniel Renard, care n-a mai putut să fie scoase și a rămas în formă aceasta, iar arhitecții el au găsit o destinație interesantă pentru amenajarea unei expoziții marine. Deci aici găsim grinzile proiectate de Angel Salini și remarcăm că sunt pe două grinzi paralele îmbinate cu nituri, dar care la intrarea, la desemarea pe structura din piatră, ele erau puternic corodate. Și atunci a trebuit să le amplasăm niște reazeme, da, mai aproape de capăt, să mișorăm deschiderea, iar inima să fie prelungită, și sper că s-a fost prelungită suficient de discret, da, până și să se rezume vreo 30 cm în grosimea zidăriei. Trebuie remarcat că sub fiecare rezemare era o piatră specială, da, care să distribuie încărcarea. Un boiandru. Un boiandru de andoasele, dacă este așa, da, posibil, da. Un boiandru de andoasele. Dacă remarcăm dincolo, uitați că se vede și mai bine, da, este mai mare, da, uitați, era de distribuție, da, era o placă de distribuție. Da. Stâlpii sunt realizați tot așa din același profile, care să dea un aspect pe care să nu agreseze aspectul inițial al grinților, care s-au comportat absolut superb. Nu am înțeles noi de ce grinzile au fost la diverse cote. Vedeți, grinda aceasta este până sus, sub placă, placa rezolvă. Grinda aceea nu. Grinzile acestea, iarăși grinda aceea nu. Iar rează-mă stânga-dreapta, placa pe el stânga-dreapta, dar aici nu. N-am înțeles care a fost ideea, vreau să văd așa. Numai puțin, vă rugăm, o clipă, da? Da. Deci asta este și l-am lăsat așa cum au fost ele inițial. Vedeți că acolo se vede o grindă deasupra, da? Un distanțier. Da. Asta a fost gândirea inițială. Da, poate a fost o transformare, poate trebuia să aibă cote diferite de călcare, dar nu, asta este, vedeți că sunt niște griți pe direcția cealaltă. Sunt pentru vremea aceea respectivă extraordinar de svelte, suple, da? Și o plăcere să le privești și astăzi. Cu urizările, uitați, prise cu nituri, așa ca la carte, cum s-ar spune. Mulțumim! Păi,
care își trăma bătăcați. Acum s-a căpătat un spațiu expozițional foarte mare, pentru că tot acest spațiu, când am ajuns aici, era compartimentat, încât nu puteai să-ți dai seama ce poți să faci din el. Prin demolarea lor am constatat că nu fusese afectată structura și se poate realiza o expoziție marină superbă pe toată suprafața structurii. Aici. Nu, aici n-am fost data trecută, adică aici este, să vedem dacă se vede, este o zonă unde a fost centrada, se vede, este acces din afară și este partea de centrală termică, care uitați-vă la ce cotă rează, la ce cotă de călcare jos este. Față de cota subsolului care este la -2,90, iar fundațiile mai coboară încă 4,30 m sub cota de călcare a subsolului. Aici se trage deci parapetul, acolo se poate vedea și piesa cu care se face tragerea parapetului pe o anumită formă. În final va arăta asta. Va avea exact forma aceasta, da, da. Ce ar mai trebui spus, pe greu de arătat, o să vă arăt în imagini, faptul că coloanele acestea din beton rezemau pe structura din piatră sau din zidărie prin intermediul unor centuri metalice realizate din 4 profile INP 300-360 înzidite, da? Foarte, foarte strict, foarte frumos. Profile care au corodat și a trebuit să facem o ridicare sau mai de sprijinire a axului 2, astfel încât să putem scoate profile corodate și să realizăm o nouă centură, de data aceasta într-o soluție de beton armat. Lucrul acesta a fost foarte complicat, destul de riscant, dar noroc că am avut o echipă foarte bună de ingineri și de meșteri și de lucrători care au scos-o foarte, foarte bine. Acum nimeni nu mai știe că coloane respective rează-mă pe o nouă structură și sunt în siguranță. Deci toată lumea crede că așa a fost întotdeauna. Aici ce putem vedea? Au început acele oglinzi, cum se numesc, să fie realizate din nou din stuc o marmură. O să vedeți în stânga cam cum va fi finalul, dar finalul acesta este cel grosier peste această culoare vernil cu inserțiile respective de galben, alb și negru. Se vor aplica o serie de straturi de uleiuri astfel încât să lucească, să poată să fie reșefuite și să-ți dea senzația aceea de stucul marmură. În partea dreaptă remarcăm că artistul n-a fost mulțumit și va trebui să refacă întreaga oglindă, întregul ornament. Și acum asta vedem acolo cum se desface stratul respectiv, să se refacă încă o dată, pentru că artiștii respectivi țin foarte mult la aspect și la culoare și ca să dea senzația cea pe care a avut-o inițial construcția respectivă. Acum, dacă am vrea să ieșim puțin pe terasă, dar nu înainte de a pune mâna pe acest stâlp care a fost deci îmbrăcat din nou cu o marmură,
De ce spun îmbrăcat? Prin faptul că a fost turnat și îmbinat aici la fața locului, cele două bucăți ca să le vedem și afară, și așteaptă, acum îmbrăcat, ați văzut, protejat cu hârtie, ca să aplice straturile de finisaj de pentru care se pot lustrui. Vă rog să mergem pe terasă, pentru că acolo vom vedea scoica, simbolul, de fapt, al cazinoului. Și acum se lucrează la finisajul acesteia, după ce structura a fost consolidată, o parte a fost înlocuită, alta a fost decât curățată până la luciu metalic, grunduită și vopsită, și trebuie marcați că s-au montat și vitralile, care sunt în sistem tristrat, da? În care avem stânga-dreapta sticlă, chiar în centru este vitraliu, da? Și îți dă o senzație extraordinar de plăcută, și vitralul e făcut așa cum trebuie să fie făcut, cu plumb, da? Nu o soluție că nu este adevărată. Deci aici vedeți că sunt depozitate ce vitralile care vor fi montate pe scoica de cealaltă, da? Și cred că se vede foarte bine cele trei straturi, da? De geam și cu cel interior care este vitraliul propriu-zis. Aici vreau să vedeți imagine și acele proră de vapor cu berbecuții, da? Cu capete de berbeci care sunt absolut superbe, date impecabil, și deasupra noastră este încă unul care, vedeți că se vede și părul și țăcălia, cum se numește, da? Coarnele se văd foarte bine. Valurile din care... Și valurile, și uitați și aici, se vede un pește, da? Care, uitați, și se vede botul, da? Deschis, gura deschisă și coada, superbă, da? Totul trebuie să fie, evident, în ideea de mare, în ideea de vapor. Aici este sala principală, are 16,50 m înălțime. Stânga, dreapta, cu cele două scoici, cea din dreapta, după ce s-a extins cazinoul cu încă un etaj prin anii 1923, ea a fost acoperită. Când am venit noi aici, nu am văzut decât un tapet frumos care nu știu să ascundă, nu știu că va ascunde această superbă scoică. S-a păstrat impecabil prin faptul că n-a fost supusă agenților corozivi. Deci, practic, aici nu s-a putut altceva decât s-a curățat luciu metalic și a fost vopsit. Aș vrea să remarcați, gândind aceasta cu zăbrele, în care zăbrele sunt implabenzi și sunt nituite. Nu se văd și stâlpii, să pot puțin să ghicesc stâlpii, da? Care susțin această scoică. Pe partea cealaltă, așa cum spuneam când eram pe portic, da? Se văd vitraliile, care sunt identice cu cele originale, și s-a refăcut grinda aceea cu zăbrele despre care vă arătam, care acum este acoperită, pentru că trebuie să fie, cum să spunem noi, protejată împotriva coroziunii, da? Dar din interior se va vedea grinda cu zăbrele, așa cum se vede și în partea cealaltă. În final, și aceea și scoica respectivă, cu cealaltă scoică care a fost ascunsă, va căpăta vitralii și va fi iluminată artificial. Acum o să mergem în sala care ne-a creat cele mai mari probleme, dar să vedem dacă putem intra. Aici suntem deasupra porticului dinspre mare, care a fost terasă și care a fost prin anii 1923, așa cum vă spuneam, deci înălțată și realizată această sală a oglinzilor. Planșeul acesta a fost atât de degradat de carbonatare, încât a trebuit să-l demolăm, și l-am realizat acum cu structură metalică și care este totodată și șarpantă pentru
podul respectiv. Structura metalică leagă acum acest zid, da? Această zid, această structură care nu mai este zid, care în jos avem stâlpi metalici înglobați în beton. Aici avem beton armat realizat prin, v-am spus, în 1923, dar care nu avea nicio legătură pe direcție transversală. Și atunci, prin acele ferme care le-am pus prins cu zăbrele, se leagă de această, acest zid median care a devenit median și pe înălțimea de vreo 3-4 metri deasupra, da? Astfel încât să creăm o șaibă rigidă la acest nivel. Dar totodată am mișorat și masa construcției, deci am mișorat forța seismică cu câteva sute de tone, da? O să vă spună domnul Gabi câte mașini au trebuit să care de aici, astfel încât să poată să demoleze această structură de 250 de metri pătrați. Cum ați demolat-o? Ați demolat-o cu ciocanul? Cu... Nu, cu sculele astea pneumatice. Da? Necesita multă, multă muncă, am avut schele, ați făcut un fel de cofraș sau cu schele? Am făcut o podină generală, o podină, da. O podină de lucru și podină de protecție. Mm. Am spart, bineînțeles că am popit și placa și grinzile și le-am... Erau grinzi dese, nu? Erau grinzi 14 grinzi, care... transversale și longitudinale, da? Nu, la nu transversale, da. Nu erau. Nu, aveam și un altru logic, așa, dar e una pe ojura și una pe ojura, da, da? Și a scos rând în altă că nu rezistau, nu mai puteau... Erau carbonatate. Acolo e trieri, fisurate, da, pe trierii erau din plat bandă. Da. Și când a zis coroziunea acolo, da. Trierii având masă mare, da, și-au mărzit volumul și a expulsat betonul. Exact. Că aveai senzația că betonul arată ca după un război, parcă erau urme de gloanțe. Da? Și din cauza aceasta am ajuns la concluzia că nu putem ține masa aceea care era deja ca un beton carbonatat cu armătura ruptă, etrierii rupți și nu mai putea să ținem acolo. Vrând să și usturăm construcția, am ajuns la concluzia, da? Că trebuie să demolăm și pe varianta și am mers pe varianta metalică. Da? Și acum, practic, nu mai era, arată foarte bine, s-au pus ornamentele la loc așa cum au fost, da. Și se le dă, da? Frumusețea acestei încăsării, așa cum era în 1923. Aici se vede pe partea din interior, de aici se văd stâlpii care ascund, stâlpii care susțin... De la scoică, da. S-au format 5 uși care și ele vor fi funcționale spre sala mare de spectacole. Da, aici va fi sala mare, da? De spectacole, sala mare de spectacole, da. Și aici va fi tot o funcțiune multifuncțională. Da. Acum acolo putem să mergem, da? Haideți să mergem. Aici suntem în zona care a fost extinsă, da? Deci de la peretele acesta încolo a fost extins. Deci aici este axul 2 ăsta. Care, pe direcția cealaltă, da. Iar zona aceasta este ca, ești ca la botul unui vapor și poți să privești marea. Iar aici va fi o scară metalică, da. La exterior a fost altă sală făcută în 86, altă scară în 86, ca un apendice. Pentru că nu a făcut parte exact, din prima, și a fost demolată, da. Și a ales varianta cu niște stări metalice. Da. Am putea arăta, ca să vedem, uitați în ce grad de carbonatare și de corodare a armăturii. Deci betonul carbonatat, iar armătura grav afectată, corodată, până la ruperea etrierilor pe colț. Dacă vă uitați, toți etrierii sunt rupți. Deci, în cauza aceasta, așa era și sus. Nu mai putea să păstrăm și grinda aceasta va fi toată înlocuită. A început înlocuirea pe fațadă și acum se face în zona aceasta și simetric pe partea cealaltă. Este un fenomen extraordinar de greu de stăpânit și te anunță foarte târziu când el a deja nu mai ce să-i faci. Deci când armătura e deja corodată. Da.
Aici s-a realizat un plașeu, s-a realizat o șarpantă, s-a completat șarpanta cu șarpantă metalică. Aici era scena. Nu, în spatele scenei. În spate, scenea de față, da, stai, 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 da, de pe aici, da, da. Foloseau pentru spectacol, da, 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 da. În dreapta erau spații, cabinele, atorilor. Da, iar aici vedeți încă un etaj intermediar, tot din metal, tocmai ca să fie ușor, ca să nu mărim greutatea construcției, să nu mărim forța seismică. Deci totul s-a mers pe ideea de a mișora în greutatea propria construcției. Se fotografie, se filme și știți scara, scara e formidabilă, cum a fost realizată, și care susține șarpanta, care susține deci această cupolă, care nu se vede datorită schelelor, care acoperă sala principală. Cupolă care este făcută, deci pe rabis, tot timpul e pe rabis, cu o confecție metalică și care sunt și cu rabis. Tencuită, deci și tencuială pe rabis. Acum a venit plasa bazaltică care vor fi puse niște saltele și vor realiza salteaua de... Da, de vată minerală, de vată minerală bazaltică, da. Pentru termoizolare. Bervecuțe ăștia sunt absolut superbi. De câte ori am venit aici în fotografie și tot numai satul. Da, asta e ceva o raritate, să fiți la nivelul... Da, lor, da, da, să poți, da, să-i poți să-i fotografie. Cele 4 turnuri. Da, 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 bervecuțe. Și uitați-vă ce sferele acelea. O mare problemă ca să le realizezi. Păi erau corodate. Știu că au fost. Da, da, două, da, da. Da, de că erau degradate total. Erau un coș, era găurit. Da, cu, da, da, da. Și după modelul lor, am reușit să recreăm și structura și finisajul exterior. Și uitați ce frumos arată. Are structura metalică. Da, 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 pentru că știți că am făcut toată structura. Da, am da, desenat-o da. Și mi-a stat făcut-o, da. Da, da. Valorile și la astea le-ați creat. Da, 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 și structura, da, și la astea, da, da, astea, adică, da, da, corțurile astea, da, valul, da. Și acest element a fost bombardat în 1941, a fost distrus și în 1961 a fost refăcut în totalitate cazinoul cu ajutorul deținuților politici. Politici, da, da. 100 de... Da, cu poveștile acelea care le-ați trăit, în care au găsit scrisoarele. Da, noi am găsit scrisoarele, da, 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 la muzeu, vă face o secție a deținuților politici care au lucrat în da. Acest da, da, loc. Da, da, da. Săraci oameni, deci s-au gândit să pun acolo o scrisoare pentru pe altă șansă, da, că dacă cineva va găsi și eu. Pur și simplu, exact. Ei au scrisoare obișnuită, dar în 86, când au lucrat, au găsit saci întregi și i-au distrus. Da, 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 da. Acum există urmașii și i-am ajutat foarte mult. Am găsit diferite însemne, da, 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 da. În spatele ornamentelor de aici, tot la fel, da, s-a scris numele și tot așa. Deci, punem la muzeu, va fi emoționant, să dați seama. E o filă din existența cazinului. Da, 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 da. Așa cum, la Palatul Cec, la ultimul nivel, da, acolo a fost post de observare în timpul războiului. Și acolo scria, cu creionul direct pe zid, soldatul cutare în ziua de cutare, am văzut remarcat cutare, așa. Jurnal. Da, 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 da. Sus de tot, în cupola aceea exterioară, da. Da? Care se găsește la 18 metri pe cupola interioară. Este absolut superb acolo. Da. 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 Mi-ați mai zis ceva de piloți injectați. Ah, da. Deci 100 de piloți injectați, 6 metri, la subsol, da. Au fost făcuți, peste care s-a făcut un radier de 80 de centimetri, deci s-a format o consolidare serioasă. Da, da, da. Da. Toate că, nu zic că nu era necesar. Deci ne-am gândit când a făcut asta și la zidul de sprijin, care tot dumneavoastră și împreună o să-l facem, s-a legat, da? Da. Pentru că nu știam în momentul ăla dacă se va face sau nu și atunci noi trebuia să facem construcția aceasta, dar să ne asigurăm ca să preia absolut tot ce încărcare care putea să vină. E realizat cu porțiune. Da. Și sunt niște piloți din tijă de titan injectată, până la, nu mai știu, 6 metri, da? Da, care au marea capacitate
atâta au capacitate, aceeași capacitate și la compresiune și la întindere. Da, da? Da, da. Și atunci pentru zidul acela care este exterior, care este deja expus, dacă ala s-a făcut cel mai mult în zona nouă. Exact. Zona, da, acolo care este direct expus. Acolo să ne oprim acum cu da, da, de... da, da. Pe acolo, pe zona nouă, acolo marea el dă chiar în zidul ăsta, chiar dacă e placat. Zidul era deplasat, efectiv crăpase și tot plașeul de aceea s-a schimbat da, tot. Da, tot, da, tot da, la da, 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 da. Și am luat măsura aceasta care eu consider că este foarte, foarte bună. Da, da, se va consolida exact ce trebuie. Da, acum o să vedem. O să mai facem un reportaj atunci. Zidul de sprijin a întregii faleze și a cazinorului este proiectat și executat de Angel Saligny. El fiind unul dintre cei mai mari incineri ai României, da, care știa să facă și metal, și beton, și ziduri de sprijin, și poduri, și construcții. Da? Deci un inginer absolut desăvârșit în toate domeniile. Silozurile din port? Silozurile din port, sigur că da. Și de la Brăila și primele elemente prefabricate pe care au fost făcute la Brăila. Deci foarte, foarte multe lucruri de mare noutate. Da. Stafilopozia aceea a fost o nouă barieră ca să oprească valurile. Pentru că altfel varurile băteau un zidul făcut așa și ajungeau degeaba până pe fațada cazinoului. Dar asta a fost prin anii 80, 80, 85, 86, făcut această barieră. Stafilopozii tot o invenție românească. Da, 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 forma lui, da, 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 forma lor este o invenție românească, da. UTCP, viitorul e al tău, noi punem temelia. UTCP, construim pentru România. UTCP.